Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Auviș de Rit. Așa cum anticipam, ați văzut, datorită lipsei de susținere din partea suporterilor către antrenorul Cosmin Contra, au început noi atacuri din presă pe toate planurile. Îi mai potolisem cât de cât acum cu, eu știu, infuzia asta de capital care a fost anunțată de Cortasero, dar au fost voci, am auzit voci prin unele emisiuni de astea televizate că nu, mulți nu cred că s-au plătit banii, că s-a mințit din nou și bla bla bla. Bine, această chestie este alimentată de faptul că spanioli au mai mințit odată și asta e dificil. Când minți odată, cam lași loc de interpretări și de creezi suspiciuni de fiecare dată când vei întreprinde o acțiune și vei da un comunicat oficial. De aceea eu am insistat atunci și am spus că oficialii din Amoviști trebuie neapărat să își păstreze cuvântul care și-l dau și neapărat să nu facă declarații hazardate atunci când este vorba de un lucru destul de important, cum e achitarea salariilor, datoriilor și așa mai departe. Nu trebuie să ne facem griji acum de acest aspect, nici nu-l avem în cap acum, ne gândim la fotbal și ați văzut că lucrurile nu merg așa cum ne dorim. Toții cântă prohodul lui Contra acolo, că va fi dat afară, că nu știu ce se va întâmpla. Au început să discute deja de clauze, că are clauza de 300.000 de euro și că se va agăța de ea și nu știu ce și bla bla bla. În fine, sunt multe supoziții acolo. Dacă ați urmărit emisiunile televizate și eu am postat și o să postez materiale video mereu pe site pe dinamovisderita.com, intrați pe prima pagină, veți vedea mereu la jos la rezumatul etapei. Veți putea găsi acolo materiale destul de interesante, cele mai interesante materiale video despre Dinamo, declarații așa cum au fost ele date, nu mai trebuie să le citiți pe alte site-uri să vă minte ea pe acolo sau nu știu, să dați click-ul, să vă chinuiți, intrați acolo, le găsiți pe toate pe site. De asemenea, găsiți editoriale destul de interesante, găsiți materialele astea care le fac zi de zi și care aduc lumină în ceea ce privește știrile și vă creează o imagine cât mai aproape de adevăr, foarte aproape de adevăr și, eu știu, realistă despre ceea ce se întâmplă la Dinamo și cam atât. Cortasero și-a manifestat susținerea față de Contra, a spus clar, deci nu lasă loc de interpretări declarațiile sale și a spus clar că, într-adevăr, pe un antrenor îl țin rezultatele la o echipă și rezultatele îl pot demite, dar Cosmin Contra beneficiază de încrederea lor necondiționată, deocamdată, da? Ăștia din presă au preluat repede informații, că în mediul online suporterii fac gargară, urlă, îl vor schimbat pe Contra. Noi, Contra beneficiază de un val de antipatie datorită faptului că el a plecat atunci și ne-a lăsat. A plecat la Națională și ne-a lăsat cu curul în baltă și nu îl mai înghite nimeni de atunci. Cam asta este, a făcut un lucru destul de grav. El acum trebuie să se spele pe păcatele, să spele... Eu știu rușinea care a pățit-o în momentul în care a plecat și a lăsat echipa în dezastru. El acum trebuie să demonstreze că poate, e clar. Dar foarte mulți îl contestă. Eu am văzut schimbare în joc. Acum nu știu ce ați văzut voi, unii dintre voi sunteți așa, adepții comentariilor fără acoperire de regulă. Că nu joacă echipa nimic, că n-a făcut... Noi acum trebuie să-și cântă Real Madrid-ul pentru că am adus câteva transferuri bune și am făcut câteva transferuri bune. Nu este neapărat să se întâmple lucrul acesta. Toată lumea așteaptă să vină Garcia, să facă dealing-uri, să dea nu știu ce centări. Este la început de drum. Toată echipa, vă dați seama, și Garcia asta chiar am subliniat-o în materialul de ieri, de după meci, în materialul de analiză a partidei, am subliniat faptul că acest Garcia, vă dați seama, e într-un moment slab și un moment rău al carierei sale, pentru că este un recul pe care îl simte pe plan mental, vă dați seama, el vine de la City, a plecat de la City și vine la Dinamo, vă dați seama. Devine jucătorul lui Dinamo, el știe că a avut o șansă de a intra în fotbalul mare și i-a irosit-o, vă dați seama. Și acum s-ar putea să fie un recul destul de mare. De asemenea, dintre jucătorii ăștia, când transferi 14 jucători, nu poți să transferi numai jucători excelenți buni și asta. Jucătorii au carte de vizită toți, jucătorii ați văzut, nu sunt certați cu mingea, sunt tehnici și sunt chiar dornici să demonstreze la Dinamo. Nu pot fi învinovățiți de lipsă de voință, da? Dar în momentul de față s-ar putea să fie și rateuri, vă dați seama că sunt unii jucători care nu se vor adapta în România aici și la echipa asta. Depinde și de stilul de joc care îl imprimă Contra, ce cerințe are el la ei și e destul de dificil.
Nu neapărat dacă ai jucat bine sau ai fost un, ești un jucător rutinat cu experiență, vei da randament. Dar avem certitudinea că avem o echipă mult mai bună decât sezonul trecut. Deci de 2-3 ori mai bine, vă spun eu, de 2-3 ori mai bună decât ce a fost sezonul trecut. Chiar dacă noi acum ne notăm în nisipurile alea mișcătoare, încă n-am reușit să ieșim de acolo din mocila clasamentului, din mocila ultimelor locuri ale clasamentului. Eu cred că se va întâmpla acest lucru și cât mai curând. Eu am încredere, nu neapărat în contra, în capacitatea lui de a face echipe. Că v-am spus, nu prea îl văd eu așa favoritor de echipe și nu prea are antecedente, dacă sunt să ne gândim. Dar nu cred că este mult mai slab sau foarte slab, mai ales că se vede un joc, se vede o strategie cât de cât la Dinamo și dacă ați văzut, chiar dacă am mâncat bătaie, să spunem, și de la FCSB și de la Craiova, care sunt două pretendente la titlu acolo, putem spune că n-am jucat rău, am jucat peste ei, am fost, i-am dominat. Deci, asta e, și n-am jucat așa visător, am pierdut din niște, cu FCSB-ul am pierdut datorită începutului acela dezastros, eu așa consider, și apoi o greșeală de asta, o hoție de arbitraj, iar apoi cu, în partida asta cu Craiova, când, eu știu, valorile au fost echilibrate și am reușit să fixăm adversarul destul de mult timp, să-l dominăm și să avem ocazii. N-am avut nicio ocazie, domnule, hai să fim serioși dacă vrem să discutăm. Și am fost peste ei acolo, am fost peste ei. Chiar dacă unor jucători, la care aveam așteptări, nu le-a ieșit jocul. Nu le-a ieșit jocul și asta se poate întâmpla și apar căderi, apar niște, eu știu, fluctuații de formă în statusul fiecărui jucător, nu numai a jucătorilor mai, eu știu, de talia a doua, cum sunt pe la Dinamo, chiar și la jucătorii de talia a întâi, ați văzut că Ronaldo, Neymar, Messi, ați văzut, au zile și zile, nu poți să joci tu non-stop tot timpul să decizi partide și să joci excelent. Și cam asta e problema aici. Referitor la contra, eu nu vreau să plece, sincer vă spun în momentul ăsta. Eu vreau să continue treaba și să construiască acum echipa, să continue acolo pe ce a început și să rezultatele vor apărea, eu sunt convins. Așa, din virtutea inerției, rezultatele vor apărea. Deci nu se poate să fim furați la nesfârșit așa și nici de cum nu cred că vom juca atât de prost în continuu și nu vom crește. Ne trebuie mai multă inspirație acolo la finalizare, vă dați seama că dacă intră și golurile, atunci și altfel sunt de vorbă. Dar v-am spus, dificultatea cea mai mare este că ai nevoie de o echipă omogenă pentru a fixa adversarul în jumătatea lui și pentru a-l domina, pentru a-l desface, apărările astea mai supraaglomerate și echipele astea care se închid în jumătatea lor, trebuie să ai o bună circulație a balonului și omogenitate. Jucătorii să se simtă, să ai o strategie. Dar deocamdată vorbim de început și nouă ne convine dacă întâlnim un adversar care se deschide. Și asta a fost problema, că în cazul jocului cu FCSB, ați văzut că adversarul s-a deschis destul de mult și a jucat, a avut disponibilitatea la joc și atunci au apărut și ocazie, dacă ați văzut, foarte multe ocazii, am dominat, a fost ok. Cu acești craioveni, ați văzut, ei au jucat și așa joacă mai pragmatic și mai ales acum că sunt lipsiți de, au fost lipsiți de niște jucători destul de importanți care erau principalilor marcatori și vă dați seama că au încercat să fie pragmatici, cât mai pragmatici. Și a ajutat arbitrajul enorm, nu e ăla, ciclul de ăla trebuia să fie eliminat de nu știu câte ori, dar nu se poate așa ceva să se întâmple la Dinamo, deci n-ai, la o echipă ca Dinamo să fie furată halul ăsta 7 etape din 7 să fii masacrat, efectiv. Eu v-am spus și în cazul lui Fabrini. Păi dacă Dinamo ar fi arbitrată corect, Fabrini, vă spun eu, că a rezolvat multe meciuri, numai prin faptul că preia mingea, urcă cu ea la picior, schimbă direcția foarte abil și este faultat. Și atunci adversarii primesc cartonașe, domne, și sunt eliminări, sunt... intervine puțin frica aia, când i-ai luat un cartonaș, știi că, băi, frate, mă elimin ăsta, nu mai mă miști, nu mai... Și atunci Fabrini te face, fuge frumos pe lângă tine, ți-ar dată și asta e. Și e un jucător de care n-am nevoie, deși unii îi cântau procodul, că, băi, că Fabrini, aruncați-l afară. Cum de altfel se face acum mai mult jucător, dacă ați văzut.
Domnule, nu cred că soluție înlocuirea lui Contra. Deci asta e clar. Și eu cred că ar trebui să ne strângem rândurile așa și să fim, să discutăm toți la unison și să oprim panorama asta care s-a declanșat în mediul online. Băi, scoateți-l afară, băi, Contra nu face, băi, nu... Lăsați-l să demonstreze, să facă ceea ce trebuie să facă și așa sezonul acesta e compromis. Și să recunoaștem lucrul ăsta. Dom'le, cărțile România se fac dinainte. Dacă nu ai un conducător bun care să se implice acolo în, la federație și să poată să învârtă niște chestii, să știe când, cum, să aibă anumite pârghii prin care să controleze nu numai fotbalistice, dacă nu ai așa ceva, e greu, e greu de greu. Și o să vedeți că, v-am spus lucrul ăsta de la bun început, nu că am eu ceva cu spaniolii sau că sunt eu prea, eu știu, prea român, așa, prea naționalist. Nu, n-am nicio legătură. Sunt adeptul susținerii persoanelor care sunt profesioniste, știu ceea ce fac, indiferent ce nații iau, ce-i cu el. Dar, v-am spus, aici e nevoie neapărat de niște, de un conducător de club acolo destul de rutinat, domnule, care să știe cum e România, treaba, care... Ăștia, v-am spus, până-și dă ei seama care e treaba, până și-au dat seama, de fapt, au trecut 7-8 etape, vă dați seama. Și acum urmează meciul de la Sepsii, care... Deci noi trebuie să-i batem pe Sepsii, dar nu se poate să nu-i bați pe Sepsii, n-ai cum să nu-i bați cu echipa asta. Deci n-ai cum să nu-i bați pe Sepsii cu echipa asta și, având în vedere că s-a jucat și partida asta, s-a mai învățat ceva din ea, cum s-a zice, și putem spune că, eu știu, avem așteptări mai mari și vom avea așteptări și mai mari din cauza ambiției care trebuie să o pună jucătorii și datorită experienței lor. Deci noi trebuie să avem câștigări de cauză clar cu Sepsii, nici nu am încape discuții și nici nu putem să concepem altceva. Dar problema este că suntem în gardă și știm sigur că vom fi atacați din nou cu arbitraj ostil. Deci eu aici aș sugera conducătorul din Aviș să recuze unul, doi arbitri până când nu e prea târziu, să-i refuze, să spună, dom'le, nu, nu-i vrem pe ăștia, clar, nu-i plătesc, eu nu-i vreau pe ăștia să fie arbitri. Vă dați seama, să-l plătești pe Feșnic tu, să-i dai bani tu ca gazde, ca echipă gazdă, ca echipă organizatoare, îl plătești pe Feșnic. Și vine Feșnic și îți face panorama asta care a făcut-o. Vă dați seama că e rău de tot, urât de tot. Să mai și plătești pe unul care îți face, te masacrează acasă la tine. Am spus clar, deci ăla până a fost penalti și discursul lui Crăciunescu s-a schimbat datorită faptului că spaniolii nu-l vor sau nu l-au vrut sau ceva de gen. Că el și că a avut o promisiune că trebuie să întâlnească cu spaniolii și de-aia cânta el frumos pe acolo, că văzuse el că Dinamo are nevoie de un om vocal care să-i reprezinte în relația cu CCA-ul, cu FRF-ul, cu alea, și era el care ar fi vrut să mănânce și rău pâinică, dar spaniolii l-au băgat în seamă și aducerea lui Mărginea rezolvă problema asta, dar ar trebui lăsat omul să-și facă treaba, să fie băgat în pâine acolo și el să fie mai prezent în spațiul ăsta mediatic, mult mai prezent. Rufocul a dat jos, a schimbat registrul. Derapajele lui au fost taxate, ați văzut de ăștia, de oile astea care sunt infiltrate în spațiul televiziunilor și spațiul ăsta mediatic. Dacă ați observat, a fost taxat imediat și a zis, bă, stai mă puțin, tu vii, de unde vii, mă, de la Barcelona sau vii de la Real? Tu vii de la Granada, unde vii tu să ne dai lecții, să faci tu pe erou pe aici? Problema este că, v-am zis, când, în momentul în care te duci într-o țară străină și îți câștigi pâine acolo, nu ai voie să critici țara și sistemul ăla. Tu trebuie să te adaptezi la sistemul respectiv și să reușești să dai randament. Evident, impunând sau, eu știu, educând puțin sistemul, dar în timp, nu așa, vii tu și răspui tu că nu știu ce, Rudolf Batista și... Nu merge, eu v-am spus de la bun început, nu am nicio legătură, nu vreau să critic, nu vreau să... Am așa o lipsă de susținere față de susținători, de conducătorii noștri, de managerii noștri, dar aici a fost o greșeală mare. Nu ai cum să critici țara în care tu ai venit sau sistemul în care tu ai venit să muncești, să câștigi. Dacă pe parcurs, dacă tu demonstrezi că ești bun și asta, vii și arăți cum ai făcut și te dai peste gât la ăștia și încerci să-i dezbari de obiceiul ăsta, dar găsește întâi soluțiile. Deocamdată, în afară de faptul că trebuie să urli tare înaintea partidei, să urli cât te ține gura în presă și asta, să pui puțină presiune acolo și să faci ca opinia publică să aibă puțin atenția țintită față de aceea partidă, nu mai ai niciun mijloc, vă spun eu, în România. Trebuie să te țigănești, să faci scandal, să...
Și să trecem la astea, la recuzări de arbitrii, domne, că dacă nu faci nimica, faptic, poți să scrii tu 5 memorii, 70 de scrisori, poți să zici un scrii un roman și tot îi doare în cot pe ăștia de tine. Pentru că ați văzut, asta e în România, e nesimțirea pe față. Faci accident ăla și nu știu ce, el e în funcție sau nu se întâmplă nimic. Nu știu ce face ăla, prins cu minte și ăla, nu-i schimbat ăla, stai acolo. Câți miniștri, câți parlamentari nu au fost anchetați și... Până în momentul în care ești anchetat, trebuie să fii pus la dispoziție, deja e scos din schemă, clar. Până se dovedește că dacă ești sau nu ești vinovat, ești pus la dispoziție, deci nu mai ești acolo în lumea publică, nu ai cum să... Dar la noi, în România, se poate orice. Deci ne simți ea pe față și așa e și la FRF. Deci n-ar fi, care probleme. Nu ați văzut, chiar și în partida asta care a jucat acum stâna cu ea, cu incendiu, s-a urlat acolo, a fost o partidă din nou influențată de arbitri. Ăla trebuia eliminat de acolo, clar, fundașul ăla de la stână trebuia eliminat și altă era soarta partidei, nu mai discutai. Și au mai fost acolo niște probleme de arbitraj în partid. N-am urmărit, n-am văzut meciul. Dar am văzut câteva faze importante și mi-am dat seama că și acolo a fost măgărie de arbitraj. Deci, arbitrajul, ăștia au spus că Marica spunea că e mai slab ca în Burundi sau ca în, eu știu, Papua Guinee sau Noua Guinee, ceva de genul. A zis că e mai slab decât acolo. Dar eu spun o chestie, că nu-i slab, e hoție, domnule, hoție, la un nivel mare de tot. Și nu mai niciun pic de rușine și niciun pic de... Înainte mai greșea unul, era, pac, după aia mai era arbitrat corect 2-3 partide, dar acum, frate, vine pe tine direct și te masacrează. Te bagă la colț acolo, te ține pe locul 5, pe locul 14 și eu pe 5. Te ține pe locul 14 acolo și pe echipele astea le urcă și tu nu mai ai cum să-i ajungi. Că e avans față de tine și degeaba poți să te joci tu după aia. Nici ele nu sunt așa niște echipe să fluturi cu ele, dar dacă aveai o echipă de care botea tot, erai campion așa și de pe locul 5 acum plecai de pe locul, ce dracu am cu locul 5, de pe locul 14 plecai și erai campion, îi băteai pe toți de zăpăcie dacă aveai o echipă așa infailibilă, dar e greu să faci așa ceva în România, ați văzut? Și așa, în condițiile în care s-au băgat bani și s-au adus niște jucători destul de buni, se comentează, se duc tot felul de... Încep tot felul de discuții, că nu e bine, că nu știu ce, tot felul de critici de ăștia, de artă. Dom'le, avem niște condiții bune, niște jucători buni, eu sunt extrem de mulțumit de ce s-a adus și ce văd. Deci, eu îmi dau seama clar, după cum ating mingea oamenii ăștia, jucătorii ăștia, ce... Cum văd, cum stau în teren, cum văd jocul, cum asta... Îmi dau seama ce posibilități au și îmi dau seama că este o mare îndreptate și o țigănie să spui tu acum că să contești tu astfel de echipă, să zici, ce e de-aia că bă, aruncați-l pe nemeți în condiții în care tu erai, îl cuiduiai pe popa în continuu, că îți mâncau la ficatul meci de meci. Hai să fim serioși, o fi nemeți cum o fi sau că nu poate, că nu știu ce, că e bătrân, că e terminat sau că nu știu, dar, băi fraților, el n-a jucat de nu știu cât timp, are... A venit din vacanță, vă dați seama și... Nu are nicio scuză, într-adevăr, dar ar trebui să pună la punct și el, dar e destul de dificil. Și el dorește, el vrea și a văzut, a marcat cu FCSB-ul și... O repriză acolo a dus-o bine de tot, a jucat foarte bine. Dom'le, și el merge, Nemes, dacă echipa merge, că și el e vârf acolo și nu poate să-ți facă ție. Nemes nu e un vârf de la care să ia mingea singur, să dubleze 100 de inci, nu știu ce să facă. E un atacant care... Mai vine cu o lovitură de cap, care mai vine cu niște devieri, luptă cu fundașii acolo, dar el, în general, jocul lui se bazează pe fizic, pe fizicul lui. Dacă fizicul, el are carențe la nivel fizic, nu poate să ducă ca lumea, ați văzut, nu e vreun tehnicus de la să ia mingea, să dubleze, să facă fonfleuri. E un om care luptă acolo, pune presiune pe fundași, vine și marchează în anumite momente, și destul de inteligent, ați văzut. O să fie ok, în principiu... Concurența asta dintre el și Magaia o să fie benefică. Negru la mi se pare ok și el. Deși a fost chestia asta cu contra, că l-a băgat vineri și după aia a cerut să joace și duminică. E destul de complicat. Mai ales în situația în care ei sunt în urmă cu pregătirea, în urmă serios. Noi am avut în fiecare sezon am avut chestia asta cu echipa s-a schimbat din temelii. Foarte multe schimbări de-astea de slabă calitate, jucătorii au venit nepregătiți, unii au venit din spitale, din nu știu ce,
Noi acum s-au adus jucători destul de buni, destul de buni și vedeți că încă sunt probleme. Deși ei stau, se prezintă bine față de alte schimbări. Dacă vă uitați în urmă, când am avut schimbări de astea cu mai mulți jucători și au fost aduși jucători în ultimul moment, pentru că așa se face când transfer de ăștia liber de contract. Aștept până în ultima zi a zi de mercato și aștept să cu sufletul la gură să vezi dacă își găsește la echipă, dacă nu-ți găsește să-l iei tu. Nu? Și cam așa e. Și dacă l-ai luat, l-ai luat și încetă să-l pui pe picioare, că asta e meteana fotbaliștilor ăstora cu care nu au echipă. Să se, ei nu se antrenează. Să, păi frate, ai o echipă care e potențială, e un potențial angajator al tău, da, du-te și pregătește-te cu ea până când vezi dacă le spui din prima, băi, eu dacă e rămân, dacă nu, nu rămân, asta e, vreți să mă pregătesc cu voi, dacă nu voi găsi echipă și așa, rămân cu voi, dacă nu, asta e. Cam așa ar trebui să se facă, părerea mea, de fotbaliștia, ca să fie și în vână. Ei stau așa și încearcă să-și găsească angajamente cât mai avantajoase și nu-i învinovățește nimeni. Așa se procedează când e vorba de jucători liberi de contract. Dar băieții ăștia s-au adaptat mult mai repede, vă spun eu, și o să meargă mult mai repede treaba. Când o să începem să batem, o să batem în jucărie, că vă zic eu, nu sunt jucător slab. Eu ce văd, vă spun clar și de fiecare dată v-am semnalizat niște lucruri care nu au fost la locul lor și când a fost la locul lor le-am spus bine și le-am zis. Deci nu poți să, e o blasfemie să-l compari părăuță cu gol sau eu știu. Au început mulți acum cu de-asta, cu să le plângă de bani. Foarte mulți sunt influențați și mușcă din momea la presie, că ăla are 33, că ăla are 35, că ăla nu știu câte mii. Dom'le, bugetul este undeva la 250, 260, pe aici este de mii de euro. Și jucătorii, cred că cel mai mare salariu, cred că are vreo la 25 de mii, mai mult de 25 de mii nu s-are niciunul. Eu vă garantez lucrul ăsta. Nu am informații 100% cu asta, dar am ceva informații pe surse și mi-au confirmat că nu e adevărat. Sumele astea care se vehiculează în presă sunt invenții, menite să destabilizeze, ca tu să, ca suportă să spui, bă, dar ce fac, mă, ia uite cât îi dăm lui ăla și... Dar trebuie să gândim un lucru, că angajatorii ăștia sau eu sunt spanioli ăștia nu sunt niște idioți. Să plătească ei niște jucători aiurea așa fără o finalitate, nu? Deci, eu nu cred că sunt idioți. Ați văzut cum au abordat problema de la Dinamo, ați văzut cum... Și ar fi bine, zic eu, că ar fi bine să-i susținem așa și să fim mai aproape de echipă și să nu mai să lăsăm contestările astea și să nu mai fim așa negativiști. Pentru că ei trebuie ajutați. Ei au demonstrat că sunt de bună credință plătind și venind cu bani, da? Deci am demonstrat-o și am rezolvat necunoscuta asta. Deci au venit cu bani, au venit cu jucători, le-au oferit salarii, cu riscul de a mări bugetul. Au procedat destul de inteligent, ați văzut că nu... N-au cumpărat jucători care să... Ei se gândeau, s-au gândit clar, băi, dacă cumpărăm așa în viteză, s-ar putea să dăm chic și dăm și o grămadă de bani, unei cu banii dați, așa. E un jucător liber de contract, asta e, nu merge, mai bărbierești, mai aduci pe unul din mers, mai vezi tu pe cine găsești. Un jucător, doi, îi ajustezi, nu e o problemă, dar când ai mulți așa și te grăbești, dai bani pe ei, după aia rămâi cu gaură. Eu procedat foarte inteligent, deci eu v-am spus, la început am spus eu că, băi, frate, când dai bani, dai și... Îți iei ce e mai bun și asta, dar trebuie să înțelegem că ei nu sunt nici sac fără fund, nici nu sunt de un nivel de ăsta de să fie și aici sau nu știu ce nivel de finanțare. Dar ați văzut că se strâng oamenii în jurul lor și asta este iar un semnal extraordinar. A venit tipul ăla, Mohamed de la care, nu știu, nu-i rețin numele exact, tipul acela cu care are Fenicia Hotels. Deci... A venit acolo, ăsta a vrut să, la un moment dat era vehiculat, nu că a vrut, a fost vehiculat că ar vrea să preia Dinamo. Probabil că vrea să se implice, dar cu negoiță n-ai ce să te implici la Dinamo, că deja bagiște. Acum a venit, a văzut el că e treabă bună și a simțit că e ok și faptul că astfel de persoane încep să vină lângă Dinamo e un, cum să zic, un indicator clar că la Dinamo lucrurile merg spre bine și spaniolii ăștia știu ce fac. Și atrag încrederea oamenilor, potențialilor investitori și asta este extraordinar. Și atunci trebuie să lăsăm și noi ciocumilnea Vasile din capul satului care nu știu ce zice el de contra că vrea să-l dea afară, să mai lase puțin mai moale și să-l lase pe contra să joace, să facă. Să... Dacă nu putea și demonstra că nu poate, îi cerem noi demisia și, eu știu, până la urmă și spaniolii se vor sătura dacă nu... Nu dați seama, investesc bani, investi bani, își doresc anumite performanțe, ei cred că le vor atinge. Și... Până și eu cred acum în momentul de față, la ce am văzut cu saltul calitativ,
De la meciul cu Chindian, care n-am avut o ocazie, nu știu, pe poartă și nu știu ce, și chiar și meciul cu jucat cu Zmurdu la comandă cu Herman Stadu, unde te chinei să vezi o ocazie și posesia era infectă, acum vezi posesie, vezi, eu știu, trasee acolo la joc, nu s-a văzut în ultimul meci, pentru că adversarul a fost greu și nu ți-a permis să joci, s-a băgat acolo, i s-a ușurat munca, i s-a dat 11 metri, s-a băgat în apărare și asta e. Și mai ales în apărare au dat la picioare la băiatul ăla, Cicâldău, ăla trebuia, ăla cu urechi de elefant, așa, Dumbo, ăla trebuia, eliminat de mult, doamne, nu, ce să... Și dacă vă dați seama, dacă aveau ăia un eliminat, se ducea tăvălugul peste ei acolo și dracii mânca, vă spun eu, nici cu mama arbitrilor nu-i mai salva. Asta e! Ăsta a riscat și a riscat și a câștigat pentru că el știa că e susținut... Asta e problema, ei sunt susținuți de Comisia Centrală Arbitrilor, deci... Capii de la federație de acolo îi susțin și timid cu tentă. Nu vine că vine Avram, vine ăla, vine... Toți care și sunt unii care nu se bagă în așa ceva. Sunt câțiva arbitri care nu se bagă. E, pe ăștia trebuie să-i cer. Spui, domnule, eu nu accept să fiu arbitrat de ăștia, de ăla. Sau ce mi-a dat arbitru, mi-a dat? Păcutărescu. Nu-l accept. Îmi pare rău, schimbă. Dacă ai făcut de două ori așa, arbitrii o să știe și... În momentul în care ați văzut când vin la Dinamo, ei vor să vină la București foarte mulți, că e mai aproape, mai nu știu ce. Trimite-l, frate, la Arad. Spune-i că nu ești de acord și atunci o să schimbe, o să-l ia pe ăla de la Arad, să-l aduce ție și îl trimite pe el la Arad. Și atunci îi convine, vă spun eu că nu-i convine și arbitrează mai așa, mai cu stil, mai nu știu ce, băi, înțeleg, ajuți o echipă. Da, o ajuți, mai dai o lovitură liberă, mai închizi ochii la una, mai nu știu, dar nu așa pe față cu o ție și mai ales după ce tăvăluc de evenimente a avut loc la Dinamo, atâtea partide cât ne-au fost mâncate și câte puncte am pierdut din cauza arbitrajelor. Îmi dați seama, e incredibil. Nu se poate așa pe față, japcă pe față așa. Și ăștia, băieții, au realizat. Acum o să fie o altă atitudine, sper. Dar e bine să acționăm românește, doamne, să urlăm acolo până... Acum, de exemplu, e prea multă liniște, vă spun. Ar trebui să iasă zi de zi în presă, 2-3 oficiali acolo contra jucătorii, să spună, doamne, lăsați-ne să jucăm, vă dați seama? Noi acum, ca suporter, eu o să fac tot ce pot, o să încerc să bag niște materiale, să creez o presiune așa posibilă, dar vă dați seama, și deschiderea mea este foarte mică, nu am o deschidere mare, nici măcar rândul fanilor din amiști, am o deschidere foarte mică, la ce... mentalitate și ce fel arătăm tuturor fotbalul și cum discutăm. Dar asta este o altă cervă de pește. Poate cu timpul vom avea de deschidere mai mare către fani și vom reuși să strângem o comunitate mai mare, mai numeroasă în jurul nostru care să fie de calitate. Asta vreau. Că acum nici nu vreau mult și prost să vină toți călare unul peste grămadă acolo și să am de-a face numai cu dăștia, cu Nea Vasile din capul satului, care nu știu ce vrea să facă, a jucat și el pe la Căminul Comunal, era atacant acolo sau era nu știu ce, și acum s-a gândit el că contra e petardă. Lasă-l bune pe contra să-și arate ce poate, să facă ce poate și trebuie să înțelegem că dacă nu avem stabilitate pe bancă, ne ducem încă catru de tot, vă spun. Și ăștia băieții ăștia spanioli, dacă o să vadă că nu dă randament și nu fac treaba, o să plece, chiar poate să plece și dacă au plecat ăștia, vă spun eu că e groasă tare de tot. Dinamo intră într-o situație ce n-a pomenit Paris. Deci noi trebuie să ne gândim acum că trebuie să avem în primul rând stabilitate la nivelul băncii tehnice. Indiferent, contra este un antrenor bun. Deci trebuie să realizăm și să spunem, Dumnezeu nu este unul extraordinar. Nu e un mare făuritor de echipe să facă el nu știu ce să vină. Dar ați văzut că o echipă, uitați-vă în urmă, citiți mai mult dacă nu sunteți în stare să, sau dacă nu aveți un bagaj de cunoștințe în momentul de față, citiți acolo și uitați-vă, documentați-vă. O echipă se face în 2-3 ani care să poată să lupte pentru titlu, să fie o echipă care să joace așa cum vrem noi, că băi, vrem să joace. N-ai cum să i-ai adus acum și joacă. Deci, vă spun eu și în primul rând trebuie să ai stabilitate la nivelul băncii tehnice. Ați văzut, Mircea Rednic a venit. Dacă spune cineva mie, îmi spuneam, mai erau câțiva gogomantă întâlnit de ăștia care, băi, Rednic, nu știu cum, nu știe nimic. De asta să spui așa ceva, ești un bou ca să spui așa ceva. De Mircea Rednic, că nu știe el să facă echipe și nu știe. Pleacă, mă, du-te, dreacu de măscărici. I-am scos afară ca pe niște gunoaie din grupuri. Dom'le, omul trebuie lăsat să facă și dacă ai încredere în el și spui, băi, are valoare? Are. Nu este super valoare, nu este de nivelul lui Redi, nu e nivelul de altor antrenori care sunt mult mai sus decât el, dar este la un nivel foarte bun.
având în vedere ce antrenori am avut noi pe bancă, Nea Goie, Urin, Mihalcea, Miriuță, Bradu, deci gândiți-vă, măi, fraților, voi, ce am avut pe bancă, bă. Dă-o dracului de treabă, că trebuie să înțelegi niște lucruri, că nu se poate așa ceva, să accepte așa ceva. Să ai antrenorii ăștia și acum când îți vine contra, tu să faci, să huiduiești pe ăsta. Zici să încetați cu de-astea, să mai face socoteala, băi, ăla câștigă nu știu cât, că ce face pentru bani ăștia. Că nu dați voi bani din buzunar, în primul rând. Și în al doilea rând, sunt acolo oameni profesioniști care știu să-i evalueze și să-i... Trebuie să aveți încredere în spaniol. Nu mai sunt ăștia, Iorga și cu Bolănescu, care se ceau la cafea cu Negoiță și șoptea pe acolo că nu știu ce și visa Iorga și se uita pe DVD-uri și a transfera el pe nu știu cine și vorbea el cu impresarii și i-a ducea pe X și pe Y. Nu mai sunt chestiile astea, ați văzut. Jucătorii care au venit jucători care arată că știu fotbal și atunci haide să discutăm mai puțin de chestiile astea, cât ia ăla, ce face ăla. Vom vedea care nu va da randament și nu știu ce, vom discuta despre aportul lor și atunci vom stabili care nu merită să joace, ne vom spune și noi părerea. Ca suporteri, voi lansa multe chestiuni ale zilei, întrebări pentru voi despre anumite posturi, anumite jucători și atunci exprimați-vă clar acolo părerile. De asemenea, banii. Nu înțeleg de ce banii nu primește șansa să intre. Eu cred că era mult mai util și mult mai prezent în joc. Chiar dacă e mai firav, așa vă spun, are realizări tehnico-tactice, intră în combinații, e intuitiv, așa, un jucător destul de inteligent pentru vârsta lui, merita șanse, mai multe șanse. Cosmine, te rog eu mult de tot, încearcă să-i promovezi pe băieții ăștia, pe Moldoveanu, pe Banii, în ofensiv, iar în defensivă încearcă să vii cu... În defensivă încearcă să-i dai șanse lui Ekman. Dacă el dezamăgește, revine apoi la vigor și asta este. Dar eu cred că nu va dezamăgi Ekman. Și mi-a plăcut cum a jucat atunci când a fost presiune și am fost cu sabia deasupra capului la retrogradare și puțin fotbaliști tineri poate să facă lucrul ăsta. Așa că asta arată că are temperament de mare jucător și are calități. Are calități, puternic, solid, înalt, bun. Nici certa cu mingea, tupeist. De ce nu ar primi șanse? Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne mai vedem zilele astea, mă ne mai auzim. Nu știu, în limita timpului meu liber o să încerc să fac materiale. Urmăriți și arătați-vă susținerea față de site, față de www.dinamoviștideelită.com. Intrați de asemenea pe YouTube, pe canalul Dinamoviști de Elită. Abonați-vă la canalul respectiv, arătați că vă pasă, arătați că vă place, arătați-mi, dați-mi semnale atunci când interacționați cu mine la nivelul like-urilor, dislike-urilor acolo, discutați pe teme fotbalistice, dar veniți cu argumente, nu veniți să discutați așa că ați visat și ce ați auzit în presă, veniți și discutați. De asemenea, pe Facebook, în grupurile Dinamoviști de Elită și Dinamoviști pe Fidelis, vă rog frumos să nu mai discutați despre poze. Deci foarte multe materiale am observat, pun o poză acolo și am ce să discute de poză. Deci ei nu se uită. Băi, frate, dacă nu ai văzut materialul respectiv, nu ai dreptul să comentezi. Puteți mai departe, pentru că îți voi da bloc, vă spun. La cei care mai comentează poze, eu le voi da bloc. Veniți în număr mai mare și interacționați cu mine. Eu vreau să văd din partea voastră, feedback-ul vostru este extrem de important pentru mine. Asta îmi dă și putere, de când văd că voi apreciați și că sunteți alături de mine, eu sunt mai, am mai multă forță și eu știu mai mult, o să sacrific mai mult timp pentru a face materiale. În momentul de față, timpul este extrem de puțin pe care am la dispoziție și îl fac așa, în drum spre servici, vin de la servici, plec la piață sau alte lucruri, nu pot să fac, ca să văzut materiale așa cum aș vrea să fac și cum ar merita o echipă ca Dinamo, dar asta este timpul, noi suntem suporteri, nu ne câștigăm pâinea din YouTube-ul sau din, eu știu, din scris de Dinamo și mâncat de rahat, noi suntem oameni care ne câștigăm pâinea, mergem la servicii, avem cariere, avem vieți și pe lângă asta iubim foarte mult Dinamo și încercăm să creăm o comunitate sănătoasă și să ajustăm puțin lumea asta mediatică dinamovistă care a lăsat de dorit pe timpul Negoiță și lasă de dorit și în continuare. Cei care sunteți ăștia, schimbați-l pe contra, nu știu ce, la, v-am spus, plecați, nu vă regăsiți în aceste grupuri, duceți-vă la Pic și Poc acolo, că și la Madame Flintoacă, că ea vă așteaptă, de asemenea duceți-vă la editorialistul, la șchiopul ăla, duceți-vă acolo și
Stați cu el acolo, stați cu ei, pentru că acolo vă regăsiți, acolo se critică, vă lasă să faceți ce vreți. Puteți nici să nu țineți cu Dinamo, să țineți cu orice echipă, că vă primesc ea pe grupurile alea. Dragii mei, cam atât am avut de spus pentru astăzi. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Doar Dinamo București este în noastre. Vă salut!